Domnul Puiu a fost în Casa Mireasa, a făcut tot felul de joculețe cu concurenții. Mai întâi a fost o încălzire, un dans în sincron, fetele separat, băieții separat. Apoi au avut un joculeț cumva în oglindă, în care trebuiau să facă anumite mișcări în sincron cu partenerul. A fost un joculeț cu un obiect imaginar care trebuia să-l dea de la unul la altul și pe măsură ce mergea obiectul la persoana următoare, trebuia să-l ia și să-l transforme cumva în alt obiect și să-l dea mai departe, următorul să-l transforme în altceva și tot așa. Apoi au avut și acea scenetă pe care au tot repetat Domnul Puiu spunea că băieții au fost ceva mai conștiincioși, așa a auzit el de la o veveriță, a zis, care i-a părât. <laughs> și un joculeț în care au fost puși în șir indian, au venit la cameră și au ilustrat tot felul de stări. Acest joculeț a fost făcut în cuplu și trebuiau să se prefacă că sunt vesel, că sunt triși, că sunt fericiți. Chiar a fost distractiv. Nu auzeam pe Simona că Sabrina și Dima au interpretat cel mai bine acea scenetă. Vedem, asta o să ne arate în emisiune cu siguranță. S-au distrat, au petrecut timp împreună și a fost chiar drăguț.